Astăzi este sâmbătă, 28 noiembrie 2015. Mă aflu în București, într-o frumoasă locație, o sală de sport, unde particip la expoziția Columbofilă 2015 a FCPR București, da? FCPR, tot București unit, da? Acum am plăcerea să stau de vorbă cu vicepreședintele pe București, domnul Mihai Marcel, da, pe care îl salut. Vă salut, ce faceți? Salut. Mai rezistați cu oboseala din ultimele zile? Rezistăm. Cum a fost? Ce pot să vă spun? Încurunăm cu succes activitatea unui an columbofil în care am unit Bucureștiul prin planul de sport comun. Pot să mă declar mulțumit în sensul că Bucureștiul, după ani de zile, organizează această expoziție și nu numai. Mulțumirile sunt și la nivel național, întrucât Bucureștiul obține anul acesta un număr de 27 de cupe la nivel național, ceea ce nu e de coare. Deci eu zic că, dat fiind planul de zbor comun, dar fiind faptul că am reușit prin noua echipă aleasă în martie anul curent să unim Bucureștiul, rezultatele n-au întârziat să apară. Zic eu că e meritoriu, deși pentru noi a fost noua echipă un an greu din punct de vedere al rodajelor, să zic așa. Problemelor inerente apărute, al lipsei de experiență, că n-am avut experiență noi, noua echipă, dar cum tot omul învață din greșeli, așa în este. Legea negării negației, punem cei buni și mergem mai departe. Eu sper ca și la următoarea ședință care va avea loc la nivel național la Bran, să susținem existența unui singur plan de zbor, să mergem pe cei 4 ani negociați și în acest sens să obținem anul care urmează și anii ce vor urma de aici încolo, să obținem rezultate mult mai notabile față de anul în curs. Țin să mulțumesc pe această cale, în primul rând, domnului Stănescu, care a avut și are un merit deosebit, incontestabil, aportul său financiar ne-a ajutat foarte mult. Să mulțumesc conducerii ACPP, implicit domnului președinte Cosmin Dobre, și de ce nu în ultimul rând membrilor București, care au dat dovadă de fair play, au dat dovadă de, să spun, un concurs echitabil, de participare, în primul rând, că fără participarea lor nu aveau loc nici evenimentul de astăzi și nici rezultatele nu puteau fi obținute. Ce mi-a plăcut aici, sincer vă zic și o fac remarcat acum, este atmosfera din cadrul expoziției. Nu mai sunt, cum să zic, răutățile din anii precedenți. Poate ați umblat și aici, undeva la sufletul oamenilor, și ați încercat să-i apropiați. Da, sunt tineret. Am căutat pe cât posibil prin experiența noastră profesională, nu atât columbofilă, că suntem tineri, o echipă tânără, dar le-am exclus cât pe cât posibil și v-am spus, din greșeli învățăm în continuare și vom face de așa mai până cât să iasă o activitate pur sportivă. Adică mai sunt și cele inerente, că știți, ca în orice domeniu sunt și cârpătași, dar de regulă acei cârpătași sunt cei care n-au rezultate. Noi mediem în continuare pentru a menține Bucureștiul ăsta unit, ceea ce pentru cei din provincie, deja sunt unele semnale, nu prea le convine, că Bucureștiul unit înseamnă forță. Într-adevăr. Dar să nu uităm că Bucureștiul e kilometru zero. Și în columbofilie. Domnul Mihai, vă felicit sincer și pentru tombola frumoasă pe care ați organizat-o. Da, m-am ocupat personal cu domnul Pufilie în negocierea acestui spațiu. Mă ocup în continuare spre a duce la bun sfârșit organizarea expoziției și a preda către proprietarii spațiu în bune condiții. M-am ocupat în ziua de ieri în obținerea avizelor ISU, pentru că existau niște inadvertențe. Prin înțelegerea tuturor factorilor decizionali s-a ajuns la organizarea în bune condiții a acestei expoziții și zic eu că am reușit să facem într-adevăr o expoziție frumoasă. Este într-adevăr. Vă felicit încă o dată și pentru faptul că am văzut că ați avut niște invitați de marcă și din alte federații, mai exact de la UCP, la cel mai înalt nivel. Da. Un lucru bun, zic eu. Am beneficiat de participarea mai multor invitați care de fiecare dată au răspuns prompt și prezent.
ne bucurăm că... Chiar am văzut că aveți relații bune de amiciție, să zic așa, de prietenie. Vă stimați și vă respectați reciproc. Cultivăm în continuare aceste relații, pentru că, în fond și la urma urmei, ăsta e sportul columbofil. N-am venit. Eu personal cultiv în jurul meu ideea că n-am venit în sportul columbofil să-mi fac dușmani. Nu mi-am făcut în profesia avută, nu mi-i fac nici acum. Deci mediez pentru a exista acel spirit competitiv, spiritul columbofil. Într-adevăr. Vă mulțumesc mult pentru amabilitate, domnul vicepreședinte, vă felicit sincer pentru tot efortul depus, nu numai acum, în ultimile zile, ci și pe parcursul întregului an și vă doresc în continuare mult succes în activitatea noastră. Vă mulțumesc mult! Cu stimă, toate cele bune! Toate cele bune!